E mult de atunci. În țară erau fasciștii. Noi nici nu eram născuți încă. Dar mie de ce nu mi-a spus nimic? Nu știu. Erai prea mică. Mie mi-a povestit tot. A fost prietenul meu. N-am să-l uit niciodată. Ceilalți doi, prietenii lui, au murit acolo. Și tu cum ai aflat? E o poveste lungă. Nici nu știu de unde să încep. Începe de când te-ai mutat. Bine, Nora, am să-ți povestesc totul. Tu nu știi totul, băiatule. Știi câte ceva? E bine că-ți amintești de Matei și spui Nori. Ea l-a iubit pe Matei ca pe tatăl ei adevărat și trebuie să afli măcar cât știi și tu. Matei a fost un om pe care nu-l poți uita. N-am să uit niciodată ziua aceea. De-abia așteptam să văd unde ni s-a dat casa. Cartierul mi-a plăcut de la început. Eram foarte bucuros. Spar nu aveam ce să mi se întâmple mai târziu cu luneta. O știam pusă bine. Tăticule, astăzi nu mai trebuia să bei. Ne mutăm într-o casă nouă, băiatule. Dar ieri? Plecam dintr-una veche. Hai repede, nenicule! Așa. Hai, ții-și tu jos. Dar greu e cu vorul ăsta, bă. Hai, pune-mă la coale.
ușor, ușor. Până la pe trotuar. Nu știam al cu ei, dar n-am avut încotro. Fetițo! Ioane! Stai! Cumpără niște flori. Gladiole. Sigaroafe. Și trandafiri, simbolic. Tot flori? Uh-huh. Îți plac? Cât costă? Nimic. Nu se poate. Te revanșezi o altă dată, ca între bărbați. Așa da. Dar unde o să te găsesc? Mă găsești tu. Stau după colț. Uh-huh. De la florărie, dulapul dispăruse cu lunetă cu tot. Să fi găsit tata luneta? Noroc! Noroc. Dar știi cât am așteptat casa asta? E, ce să-i faci? Așa e viața. Mai una, mai alta, așteaptă omul. Și ziceți că vă însurați iar? Nu zic. Și cu copilul cum faceți? Se rezolvă și asta. Cât de curând. Măi, ce stai? Pune-le în vază. Te-ai uitat în stradă? Nu s-a pierdut nimic? Unde ți-e capul? Eu plec, știți? Așteaptă Lie Ioia. Diseara un spectacol. Îți mulțumesc. De altfel mai vorbim noi deseară. Lăsați, maestre Petrino. Nu trebuia. Să fie într-un ceas bun. Tăticule, camera mea e aia de dincolo? Să plec? Să mănânci. Vezi că e un expres după colț. M-ați chemat? Pe mine? Ce-i, dragă? Nu știu. Parcă a sunat cineva. Tocmai eram în baie și mă rădeam până pe tine și am auzit. La tine a sunat? Da. Ce? Tovarăș! Tovarăș! N-ați văzut cumva un dulap? Un dulap? Ce fel de dulap? Dulap? Un dulap maroc cu trei uși. Era o fetiță lângă el. Eu am unul. Și eu am unul. Și eu. Maro, al meu e negru. Vă rog,
știți, al meu era acum o jumătate de oră pe trotuar. Al meu e vechi. Acum o jumătate de ceas? Ce să caute dulapul meu afară acum o jumătate de ceas? Stai cu tata, stai cu tata. Nu negru, tovarășe Marinescu, maro cu trei uși ne-au zis pe copilul. Maro, tovarășe, tu la pe plasă, spate și de afară din casă. Vă rog, foarte, să spună ce are de spus. Hai, terminat. Ziua? Îți place muzica, eh? O mai punem o dată? Nora, ofer un scaun tovarășului. Mulțumesc. Nu vă supărați, nu cumva... Mai și găsit. Nu pe acolo. Vino cu aici. E de la voi, de la școală? Nu știu, nu-l cunosc. Nu-i așa că mai poți o las aici? Cum te cheamă? Ion. Să nu umble la lunetă, că se strică. Cât e ceasul, mă? Nu știu. Cât e ceasul? 10:50. E 10:55. Mulțumesc. Unde dracu am pus chipiul? Mulți ani. Ah, mulțumesc. Hei, Matei! Atunci, Bălaure. Noroc. Ce-ai acolo? De aleguri. Lapte. Lapte! Noroc, Matei. Noroc, mă, Flașori. Așa, terminăm, ajută locomotivă și tu vrei să bem lapte, țuică, tovarășe. Țuică, bătrână.
Eu sunt sensibil, mă gândesc la inima omului. Ah, da, 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 da. Da? Hei, Victore, Irina! Opriți calmă! Să trăiești, Victore! N-ai uitat. Vă doresc fericire la amândoi. Îți mulțumesc, Nematei. Mulțumesc. La mulți ani, Victore, la mulți ani. Să o beți sănătoși amândoi. Mulțumesc. Și eu îți mulțumesc. Vă așteptăm diseară. Suntem în schimb. După nu se poate. Vreau să fim cu toții. Ei, lasă. Dacă îți plac muturile noastre, te căutăm noi mâine la aeroport să te vedem cu un zbor. Și poate mă califici și pe mine parașutist. E regulă, nene Balauri. O să-ți caut o parașută pe măsură. Oh. Dar diseară, fără vorbă, la restaurant. Rezervă masă. Nu ne lăsați. Bine, mă. Pe diseară. Nu uitați. Nu. Ăștia nu se mai însoară odată. Ia lasă-i în pace. Ce ai cu oamenii? Tot tu? Vrei o smochină? Nu, mulțumesc. Ia, nici nu știu ce bune sunt. Poți să te refuz. Ia spune, ce ai făcut cu florile? Cu cine erai în florărie? Cu o pacientă. Ești doctor? Chirurg. A fost bolnavă? E frumoasă? E foarte frumoasă. Cum o cheamă? Ana. E profesoară? Nu, arhitect. Te însor cu ea, nu? Tu ce zici? Te însor și gata. Unde-i luneta? Nu e acolo? Nu. Nu se poate. O fi pus-o Nea Matei în altă parte. Unde-i Nea Matei? La uzină. Stai, mă, cum o să intri tu acolo de capul tău? Balaure. Brava, Flăcăi. O făcurăm și pe asta, a? Ascultă, cine-i Balaurul ăsta? Faceți cunoștință. Mi-a lui prietenul meu. A, da. Ion. Balaurul. Adică Grigore. Ion.
Ion. Balan. Ion. Și eu tot Ion. Păi noi doi, de. Ion. Roateș. Ion. Lora. Ion. Petre. Vasile. Ion. Marie. Ion. Ion. Spotici. Ei, ce zici? Îți place? Mhm. Mhm. Nu se închide. Nu se închide. În seara asta plătesc ca fiatorii. Să ne dai lui. Ia să-i vadă tata acum. Te-am lăsat cam mult singur, aproape un ceas. Ei, lasă-i, mă, sunt tine. Nu mergem acasă. Aoleu, nu? Nu se poate, bălaule. Păi seara asta se bea, ziua lui Victor. Sigur că da. Păi ce zici, mă lași? Hai. Puțin. Hai. Hai. Hai, hai, mă. Așa, da. Hai, seara, mi-ați venit. Poftiți, luați loc, mă rog. Poftiți, vă rog. Da, Victor, a telefonat că vine mai târziu. Poftiți, vă rog. Luați loc, poftiți, poftiți. Da. Păi ce așa? N-ai mai întârziat. Unde să scriu? Hai, repede, suntem în întârziere. Irina, îmi pare rău. Ce s-a întâmplat? Nu mergem nicăieri. Trebuie să zbor. Și azi? Și azi. Bine, dar oamenii așteaptă. Lasă asta, am aranjat-o eu. La urma urmei, noi putem sărbători ziua și mâine. Adică nu, mâine am treabă. Poi mâine după masă. Tu o să fii la fel de frumoasă și eu nu o să mai întârzi. Dar dacă și poi mâine? Poi mâine e ziua mea, Irina. Toată viața noastră o să fie așa. Tu o să zbori și eu o să te aștept. Eu o să zbor, tu o să mă aștepți. Nu-i frumos? Nu știu. Te-ai supărat? Tare? Îți pare bine că pleci, nu-i așa? Eu nu plec, Irina. Zbor. Ce superficial ești. Ce crezi, mai vine nenea Victor în seara asta? Așa spune Balaurul, de-aia nu cred. Ți-e somn? Nu. Ești învățat să întârzi seara. Ce spune mama? N-am mamă. A murit? A plecat. Se certa des cu tata. Pe urmă s-au dus la tribunal. Mama a luat magnetofonul și a plecat. De ce te-ai oprit? Mă strânge pantoful. Ascultă, minți des? Cine era? Tata. De ce te ferești de el? Să nu-i spui nimic de lunetă. Zice să nu mă țin de prostii. Ei, ce zici? E bine așa? Mulțumesc, nene. Am să-ți fiu prieten până la moarte. Ciudate mai sunteți voi, fetele. Vă povestește omul ce vă povestește și deodată se trezește că plângeți. De ce taci? Ai uitat? Mă gândesc. N-am uitat nimic. Ce păcat că ești așa de mică în oraș și nu poți să înțelegi. Bam, să înțeleg. Hai să vezi că am să înțeleg. Hai, spune. Te rog. Bine. A doua zi trebuia să mergem la aeroport să-l vedem pe nenea Victor cum zboară. Zbor și nenea Victor, nu-i așa? Ai grijă, comenzile sunt sensibile. Și în afară de asta, inverse. Eu stau lângă geam. La început nu te angajam, vira strâns. Rosa, vreau să văd tot. Dar dumnealui cine mai e? Ion. Prietenul meu. Stolerul, pare bine. Thank you.
Auzi, Ioane, lasă, lasă pe altă dată. Ăsta abia mă duce pe mine. Așteptați, nu? Într-un sfert de oră sunt înapoi. Bine, ți-am spus doar că vreau să mă calific parașutist. Hai, șterge-o. Ce zici, Ioane? Facem un târg? Ce târg? Câți ani ai? 10. Dă-i încoa. Ce faci cu ei? Ceva mai mult decât am făcut cu ai mei. Dar cu ai tăi ce ai făcut? Da, câte ceva pe pământ. Ții dau. Ce bine ar fi să poți, dar nu poți, mă. Știi cum ar trebui să fie viața omului? Ca o duzină de pălării. Câte una de fiecare vârstă. Să le schimb cum vrei tu. Să fii mai tânăr sau mai bătrân, după cum se voia. Ce zici, Matei? Ți-ar place și ție să fii pe alese? Taci, spun prostie, așa-i? Matei! Hei, Matei! Ce cu voi? De unde ați luat mutările astea? Ce de Matei, ce s-a întâmplat? Trebuia să întâmple ceva? Ia mai lăsați-vă de prostii, mă, băieți, mă. Noi ăștia la ce fere avem oase tari. Ținem la tăvăleală. Tu i-ai adus, mă? Măi, Ioane, du-te la bălaură și dă-i un pumn din toată puterea. Ala, la, 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 hai să ne am. Am. Arde-l! Erai plăcăi să mergem acasă. Peste oră intrăm în schimb. Să mergem acasă, fraților. E grav? Sunteți frate cu el? Lucrăm împreună de 20 de ani. Se pare că e grav. Dar lui să nu-i spuneți nimic. Și cred că știe tot. Ce știe? O să-l trimitem la clinica chirurgicală să-l examineze. O radiografie craniană. Îi fac formele. Nu știu ce dracu am iar cu rinichii ăștia, am întrebat doctorul. E șmecher, Balaure. Oi, știi de petit cuminte? Nu te-am spus petit cuminte? Și tu mai mică tot. Eu nu vreau să mă joc. Hai să ne ajutăm azi. Eu vreau să mă joc. Fiți atenți că începe. 1, 2, 3, 4. Dragă Petrică, îți răspund precum m-ai rugat. Dacă băiatul te încurcă, îl iau cu dragă inimă la mine, că tot sunt singură și n-am pe nimeni. Și tu știi cât mi-e de drag. Aici o să avem de toate, că am pus varză la butoi și mâine cumpăr cartofi. O să se simtă tare bine aici.
dar 300 de lei pe lună e prea puțin. Fără 500 nici nu discut. Cu dragoste, sora ta Cassandra. Ce dracu ți-a venit? De ce ai bătut cu eu aici? Te-ai uitat jos, a venit poșta? Nu. Schimbă-ți pantofii. A cui e cartea asta? Eu? Totdeauna când bea aducea acasă câte ceva. Sâmbăta trecută ai adus o pompă de bicicletă. Zice că o să ne prindă bine. Pe urmă ai spus că n-ai adus-o tu. Na, du-te și mănâncă. Gata, le-am limpezit. Unde e uscătoria? Sus pe terasă. Stai să aduc ea. Tăticule, mă duc eu să-i arăt. Sunteți liberi, copii. Tu rămâi. Stai jos. Ce-i cu tine? Ești plictisit. Tu spui frumos poeziile. Poezia asta nu ți-a plăcut? Ba da. Ce s-a întâmplat? Mâine îmi spui altă dată. Mâine, vrei? Tovarășe profesoare, dacă plec la altă școală, notele de aici mai rămân valabile? Vrei să pleci de la noi? Eu nu vreau. Dar cine? Tata. Te muți cu familia? Singur. Tata zice că îl încurc. Mă trimite la o mătușă. Eu nu vreau să plec, dar dacă tata zice să plec, acum pot să vă spun poezia. Nu acum, lecția viitoare. Dar frumos, știi tu cum. Hai încă. Nora te-a așteptat până a adormit. Am fost la școală. Ai spus lui taică-tu de lunetă? I-am spus. Și el? Mă, tu iar ești supărat. Te mai doare? Nu. Mi-a trecut. Ia du-te tu la masuța de acolo. Caută prin triplăci. E una mică îmbrăcată în celofan. Asta? Mhm. Aia. Ce veche e? De unde o ai? De la un prieten. De la Nebalaur? De ce ai spus că Nebalaurul e șmecher? Păi, dacă e... Ce e aici? M-a zgâriat o pisică. Când? Pe când era mic. Ca mine? Nu chiar. Mai mic? Nu, mai mare. Dar ești bolnav? Nu sunt bolnav. Doctorul ce a zis? E, ce să zic? Sunt mai mă joc cu pisicile. Ia ascultă. Vii cu noi când pleacă locomotiva aia? Știu care. Sigur că vin. Când? Peste câteva zile. E, las că mai vorbim noi. Tu dormi, doctor?
De ce nu te consultă el? Mă, ce om ești tu. Îți plac colecționașii cu smântână? Mhm. Poftă bună. Tudor e un doctor bun. Mai bun decât alții. Lasă să opereze, să învețe. El nu trebuie să ocupe de mine. De mine are cine să vadă. E nepotul tău, nu-i așa? Mm-hmm. Atunci să spun un secret. Cred că se însoară cu Ana. Fugi, mă. I-am văzut eu. În florărie i-a cumpărat flori. Uite așa un buchet. E arhitectă. Face case. Mm-hmm. Am stat până târziu la Neamatei. Tudor n-a venit în seara aceea. Și Neamatei l-a așteptat tot timpul. N-a fost la spital? Nu știu. Nu cred. Sigur că nu știi. Nu le-ai aflat încă. O să le aflați și voi. O să le aflați de la mine mai târziu. Că de, în treaba asta mai știi și Balaurul. Cât mai e până dimineață? Mai 1000 de ani. Și dacă dimineața să fim bătrâni? Dimineața toți oamenii sunt tineri. Totuși, cât e ceasul? Chiar vrei să știi? Operații ți auzeam pașii. Erau așa de siguri. După asta te-am recunoscut. Atunci am știut că voi trăi. Că tu ai venit la timp. Și pentru asta îți mulțumesc. În noaptea aia n-am putut închide ochii. Mi-era frică. Frică, înțelegi? Eram furios pe tine că ești bolnavă. Pe mine că sunt chirurg. Nu te-ai simțit. Ce-ai, mă? Ce-i cu tine? I-am spus tot. Mai ales că mi-e frică. S-a îmbrăcat. M-am îmbrăcat și eu. Am pornit razna pe străzi. Iar aceea ploua. Când am ajuns la spital, încă nu se făcuse ziua. Era muzlearcă. Și te-a așteptat tot timpul? Tot timpul. De ce? Nici nu mă cunoaște. În noaptea mi se părea că e cel mai bun prieten al tău. Așa e el. Vreau să-mi dorești două lucruri. Prima? Nu-ți spun. Și celălalt? Aș
vrea să mi se aprobe orașul. E un oraș mic, doar cu câteva străzi. Dar e al meu. Ce bine ar fi să mi se aprobe. Nu am preferințe. Ce mâncare îți place mai mult? Nu știu, nu m-am gândit. Să te gândești. Merită să te gândești la toate astea? Sigur că merită. Care e primul lucru pe care ți l-ai dorit? Aș vrea să fiu fericită. Nu ești? Și mai vreau și tu să fii fericită. Ți-o promit. Ce mâini frumoase ai. Ce-i cu tine? Alo, Georgescule, am uitat. Pur și simplu am uitat. Ce-a spus profesora? Bine, bine, viu. Unde trebuia să te duci? La laborator, acum două ceasuri. Era foarte important. De ce nu mi-ai spus? Aș fi avut eu grijă. Prea târziu. Embolia lobului frontal. Probabil. Păcat de atâta muncă. Trebuia intervenit la timp. Tovarășe profesor. Vrei să-și cer scuze? Nu cred că există. Îmi închipuiam că știi asta de vreme ce vrei să fii un de știință. Verifică diagnosticul. Noroc, mă. Unde-i pălăria, Maro? Comitetul orășenesc? Nu. Sesiune la sfat. Voiai să stăm de vorbă? S-a dus dracului experiența. Am pregătit-o 5 luni și am întârziat 2 ore. Cum asta? Bravo. Și ce-ai de gând? Să iau de la capăt. Știi ce? Ești liber după masă? Vino cu noi, cu băieții. Pleacă trenul ăla. Hai să-l vedem. Îmi pare rău, dar nu pot. Mă duc la curse. Cu Ana? Cu Ana. Bă, băiete, mă mai pricep și eu la fete. Îți dau un sfat. N-ai niște bani? Ascultă-te, Dorin. Când ne pregătim de nuntă? În cincinea lui viitor. Mă dai greutăți și linii de dragoste. Da. Dar pe Ana când o prezinți? Am auzit că ai totuși intenții serioase. Cine ți-a spus? Ăla micu? Ce știe un copil? Să-ți aprindă stelele! Să apară luna!
Popescule, drag. Te-am rugat. Ți-am spus de 1000 de ori. Nu acolo. 1 metru mai jos. Așa, domnule, vezi că se poate, domnule, cum se poate. Lumină! Maestri Petrino Fonteiro, cum balans. Vezi că se poate și fără nervi, domnule. Destul, mulțumesc! Asta e lumină. Așa rămân. Dar nu se schimbe nimic, că va moarte, domn! Tăticule, mă lași să urc? Hai. Ce vrei? Ce frumos e aici. Tot așa se văd stelele și de pe acoperiș. Dar ce cauți tu noaptea pe acoperiș? Am fost cu Nea Matei. Altă treabă n-ai? Ia spune ce vrei. Tăticule, aș vrea să te rog ceva. Dar să nu te superi pe mine. Toată noaptea m-am gândit la asta. Ai făcut vreo prostie la școală? Nu. Atunci de ce mă caută diriginta? Reîncepem! Hei, tu ăla micu! Ce cauți acolo? Haide, dragă, zburătorii! Haide, haide, că cerul e gata! Cât o să vă mai aștept? Tatiana, eu sunt Ion, prietenul meu Tudor, din Florănie. A, da, da. Trebuie să spun ceva. Nea Matei e foarte bucuros. Da? I-am spus. Ce? Tot. A. Știi ce? O să trebuiască să mă aștepți puțin. Dar după aia o să-mi povestești totul. Vrei? Hai. Stai puțin aici, da? Bine. Te-a furat cineva? Tovarășa Ana, ți s-a aprobat proiectul. De ce taci? Te-ai emoționat 30 de secunde. De ajuns. Lucrările trebuie să înceapă imediat. În câteva zile plecare. Informație! Informație a Bucureștiului! Eclipse de lună! Eclipse totală de lună! Marele fenomen astronomic! Eclipse de lună! Informația Bucureștiului! Eclipse de lună! Nu te duci, mă! Nu te duci, mă! Nu-i voie! Nu-i voie! Stai! 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 Stai așa! Nu-i voie, rotul ședință! Din 28 iulie cu tovarăși deputați din circunscripțiile raionului 30 decembrie, s-a trecut la analiza muncii IGD-ului și a voie, mă, care a stabilit următoarele angajate. Ce s-a întâmplat? Ce să fac, tovarășe deputat? Eu am spus că rotul ședință, dar el ca gulunțul. Ce Ioane? Eclipsă. Bine, mă. Ce s-a întâmplat azi dimineață? Așa cum am presupus, experiența a eșuat. Te rog să-mi spui sincer, sunt vinovată cu ceva? Nu, eu sunt vinovată. Ia nu. Îmi pare rău. Azi toate ar fi trebuit să reușească. Azi dimineața am avut o mare bucurie. Aveam de gând să spun abia diseară, dar nu pot. Trebuie să spun acum. O clipă, te rog, mă duc să pariez. Bine. 1, 2, 3, 4, 5. Spune-mi, te rog, care e cel mai prost cal? Hai, duc 6 pe 7. Aha. Îl joc. Hai să pierzi. Asta și vreau.
Dacă sunteți bună, sunt... Dacă toată lumea face la fel. Sunt grăbit. 6-7. Hai, duc, vă rog. Mulțumesc. De 3 ori 5 cop, vă rog. Merg și eu pe haiduc, de 10 ori 6-7. Cât ai mizat? Totul. Cum adică? Ce înseamnă totul? Hai să spunem fericirea. Dacă v-am învinge calul pe care l-am jucat, vom fi fericiți. Dacă nu... Și ți-au primit pariul? Cam greu, dar l-au primit. Ți-au dat și chitanță? O am în buzunar. O să-mi amintesc cu tristețe de gluma asta. Ce cal ai ales? Haiduc. Haiduc? Nu, bă. Nu face 2 bani. Ia uite, domnule, pe cine păriez. La geamiu mai ești frățioare. Mai bine n-am fi venit aici. Vrei să plecăm? Nu o să fie deloc amuzant. Ce număr are Haiduc? 6. Ăla altul. Uite, ultimul. Ăsta e Haiduc. Tudor, tu vrei să-mi spui ceva. Hai, spune-mi, te rog. Nu aștepta să se termine cursa. Haiduc nu-i decât un biet cal. Mi l-a recomandat un cunoscător. Astăzi ai avut o mare bucurie. Despre ce e vorba? Nu era ceva important. Pentru tine. Haideți sus la linia 7. Da, bine, hai să mergem. Haideți în coadă. La munte, la mare? La mare, la mare. Drum bun. Poftă bună. Mulțumesc, mulțumesc. Privirea dreptă la intrare. Lasă-ne, mai bine. Ne-am băgat, ne-am băgat. Vă rog. Bună. Ia-te-mă, ia-te-mă, ia-te-mă. Iar de plecare. Da. E? Cum ți se pare, șefule? Te pricepi? Așa, așa, așa. Așa, așa, așa. E pus la 4 ace. Te însor chiar azi, tovarășe. Stai să vedem ce spune de locomotiv. Nu vrea. E bună. Bună. Da. Bună. Da, da. Bună. Dacă zice omul că e bună, e bună. Ce? Așa. Bunici. Mai foarte bună, habar n-ai. Pus mai pe habar n-ai. Franjuzească? Noi am făcut-o, tovarășe. Ce spui, mă? Bravo, mă, și cum ați făcut-o voi? A? Lăsați-vă de chestii de astea, tovarăși, și oamenii muncesc. Ce faci, bă, Laure? Stai ușor. Așa merg. Păi, vezi că te ajunge din urmă. Poți să ne vrei să te reaiezi locomotiva? Ce dracu căutai acolo, tovarășe? Erai murdar pe nas, frumosule. Frumosule! Cu bine, copii, cu bine! Suntem lângă o gară. Aici oamenii se despart. Nu. Aici se întâlnesc cei care vin de departe.
era operația de azi? Mâine să fii de gardă, nu-i așa? Da. Să nu fumezi mult. Promiți? Promit. Să-ți cumperi butonii aceia pe care ți-am arătat. Sunt foarte frumoși. Ana. Da, Tudor. Au oare vreo importanță toate astea? Nici nu știi ce importanță au. La hipodrom ai vrut să-mi spui ceva. Acum nu mai vreau, Tudor. Ascunde să-mi întâmpla ceva. E ca și cum ne-am fi certat și ne-am fi spus niște lucruri îngrozitoare. Mare mâine seară la 10. Poftim. Maestre Petrino, vă caută cineva. Cine? Densa. Sunt diriginta lui Ion. A, dumneavoastră sunteți. O clipă, vă rog. Dar ce-a făcut? N-a făcut nimic. E un copil bun. Atunci? Cum să vă spun? E un lucru delicat, îmi dau seama. N-ar trebui să-l trimiteți de acasă. Unde să-l trimit? La mătușa aceea, în provincie. Știe el asta? Cum să nu? Știți, el e un băiat sensibil, pasionat. Ruperea de familie i-ar dăuna. Sensibil. Vă să zic că de-aia n-am primit scrisoarea. A oprit-o el. Știu eu mai bine ce îi dăunează și ce nu. Cum? Ion nu trebuia să știe că îl trimiteți de acasă? Nu i-ați spus? A trebuit să o afle singur. Vă rog să nu mă judecați. Bine, dar băiatul n-are nicio vină. Tovarășe Petrino, ce aveți de gând să faceți? N-aveți dreptul. Balam, sunt tatăl lui. Bună seara. Tovarășe Petrino! De n-ar acoperi onorii? Nu. Ai mai văzut vreo eclipsă? Nu. Cum așa? Dar au fost destule. Au fost, dar n-am avut timp. Erai în schimb? În fel de fel de schimb. Zbor după ea. Nu e treaba ta, de ce te amesteci? Cineva trebuia să amestece. Ion e copilul meu. Eu răspund pentru el. Răspuns prost. Și vrei să mă înveți tu? Dacă e nevoie, da. Ia-ți luneta și pleacă. Nu e a mea. E a lui. A lui Ion? Da, a lui Ion. E cumpăratul dumneata? Poate, să zicem că da. Și mie de ce nu mi-a spus nimic? Gândește-te la asta. Fără sfaturi nu se poate? Nu prea.
fantastic. Ce fenomen. Exact la 10 și un sfert. Uite, nu se mai vede deloc. Da, fi totală, totală. Cine a plecat? A sunat telefonul și nenea Tudor și tata au fugit. Mă la dumneata, mi-e frică singur. Petrino, fă-mă să râd. Tu ești prietenă cu Ion? Suntem prieteni de mult. Vrei să scânt ceva? Da. Și-n apa mării, de pe-ntregul litoral, se ascund în valuri. Nene, Petrino, mi-e foame. Da, să mă duc să-ți aduc ceva. Da, altceva n-ai? N-am. Atunci o să mănânc și asta, ce să fac? Unde-i luneta? Sus. A trecut eclipsa. O să fie altă. Sunt bolnav rău, nu-i așa? Te face bine, Tudor. Știi de ce am fugit? Știu. Nu trebuia să fug, nu-i așa? Nu trebuia. După ce o să mă fac bine, unde o să mă duc? Unde? Acasă. Nu, acasă nu o să mă duc. Lasă asta. Hai, dor. E voi? Se poate ba la ore, de faci de râs, nu... Bine, amic tare. Numai ce v-ați venit? Ce v-ați zis, măi, doctor? Cum te simți? Lăsați omul în pace, că n-are nimic. Dacă râde 15 minute, îi trece. Pe-aia cu proasca ți-am spus-o, măi? Da, nu ți-am spus-o, stai să vezi. Cum te simți, Ion? Tovarăș, e ora de consult. Vine profesorul. Gata. Pe mine, Balaure. Ieșim pe fereastră? Servus. La revedere. La revedere. Cu bine, mă. La revedere. La revedere, Ioane. Hai, Sabena, trage de manșă. Nu-ți dau brevet. Nu știi să zbori. Și nici să vorbești. Ia zi după mine. La mulți ani. Hai. La mulți ani. Da, Irina.
Mulțumesc. Sigur că da. Nu s-a contramandat nimic. A zis ziua mea. Absolut nimic. Da. Peste jumătate de oră plec. La Budapesta. La 6:30 sunt înapoi. Bine. Vino în fața blocului. Da. 7:15 fix. Transmite-i salutări lui Ion. Mâine trec pe la el. La revedere. 7:15 fix, gata. Vai de capul tău, prăpăditule. Nu ești nici om, nici pasăre. Pe cine căutați? Pe tovarășul doctor Tudor. Eu sunt o clipă, las loc. Am spus să las loc. Ei, Tudore? Tovarășe profesor, aveți perfectă dreptate. Totuși am să încerc. A trecut de 50 de ani. O să-ți moară pe masă. Nu o să moară. Eu ți-am pus bisturiu în mână. Dacă semnezi foaia de operație, semnezi sentința. Vă rog, semnați-o. Tu ce spui, Georgescule? E în stare să-l fure și să-l opereze acasă. Voi asista și eu la operație. Răspundem toți trei. Vă mulțumesc. Peste jumătate de oră începem. Ce vă pot fi de folos? Dacă se poate, aș vrea să-l văd pe Ion. Îi sunt profesoară. Cam târziu? E grav? Putea fi. Acum nu mai e niciun pericol. În câteva zile îl trimit acasă. Mi se pare că vă deranjez. Deloc. O spuneți din politețe? Nu cred. Peste o jumătate de oră operați. Aveți emoții? Dumneata, ce crezi? Suntem într-un spital și ne luptăm cu moartea. De multe ori învingem. Uneori suntem înfrânți, ca în orice război. Și ca să învingem acolo unde victoria apare cu neputință, avem nevoie de încredere. Între încredere și moarte e o dușmănie fără leac. Când bolnavul de azi se va face bine, am să-i spun cum vă cheamă, să vă scrie. Mă cheamă Irina. Pe el? Chiar așa. Oare cum îl cheamă? Sora, dacă ești bună, te rog. Da, mulțumesc. Pe aici. Aici e puștul. Vă urez succes. Mulțumesc. Ascultă, te rog. O să sune telefonul. Nu sunt aici pentru nimeni, oricine ar fi. Alo? Ah, să rămână, Ana. Nu sunt aici. Nu e aici. Auzi, Tudor, aș vrea să-l văd. Ce să-i spun? Spune că sunt foarte ocupat. Cred că nu o să în fiecare zi. Are foarte mult. Trebuie să fie foarte de fel de operații. N-are așa e viața. Uneori împiedică pe oameni să se vadă. Muncește prea mult, nu-i așa? Să aibă grijă de el. Spune că nu merită atâta osteneală. Se simte foarte rău. La urma urmei, sunt un om ca oricare altul. Ca tine, de pildă. Zici să ai grijă de tine. Spune-i să-mi dea un telefon. Asta nu-i poți promite. Bine, eu cred că ar trebui să încerci mâine, poi mâine. La revedere. La revedere, Ana. Uneori trebuie să știi să renunți, chiar dacă nu e ușor.
Nu vreau ca mâna asta să-mi reproșeze ceva. Dacă mâna ar putea avea vreo părere, ți-ar spune cu totul altceva. Ce? Măi, Tudore, am trecut și eu prin clipele astea. Am iubit, m-am măsurat, am copii, ca orice om. Și zău că mă simt foarte bine. Da, dar tu ești mâna a doua. Da. Te rog să mă ierți de ce să fac. Am dreptate. În rest, ca pot să mă fac și singur. Și tot singur o vei. Să mergem, Georgescule. Mă rog. Ai operat? Era grav? Toți spuneau că îl operăm degeaba. Mai ales că trecuse de 50 de ani. E și? O să mai trăiască 50. Când vine acasă? Vine azi mâine. Atunci ce e cu tine? Cine te-a supărat? Probleme. Sufletește? Altfel erai mat în patru mutări. La spital sunt la Academie. Profesorul face o comunicare importantă. Să mă sune acolo. În rest, nu există. Bine. De seara avem un colțunaș. Colțunaș? Strașnic. Mă, Matei, cu băiatul ăsta e ceva. Sau mi se pare mie? Nu ți se pare. De vreau câteva zile. Așa. Ai încurcat-o, bă, Laure. Eu zic să te predai. Văzuși, mă, ce poate aviația? Bravo. Mă sabotezi? De unde ai luat hârtia asta? Era pe masă. Ia să vedem. Nu fi ar vreun certificat? Aștept la 7, la cofeteria Victoria. Vino neapărat. Ana. Ei, ce zici, Balaure? Tudor nu se poate duce la întâlnire. Nu poate sau nu vrea? Oricum o să-l aștepte degeaba. Nu o să aștepte degeaba. Aștepți de mult? Eu sunt Matei. Unghiul lui Tudor. Chiar el. Dai voi. Sigur, nea Matei. Iartă-mă că-ți spun așa. Așa am zis și toată lumea. Voiam să te cunosc și să-ți mulțumesc. Pentru noaptea aceea când ploua. Aveam insomnie. Și eu voiam să te cunosc. Tudor nu mi-a dat prilejul. A trebuit să-l găsesc singur. El nu vine, nu-i așa? Știai că nu vine? Bănuiam. Dar credeam că poate totuși. E la Academie. Nu putea lipsi. Profesorul face o comunicare importantă. Adevărat. Nu putea lipsi. Ce serviți, vă rog? Ce prăjitură îți place? Cataif. Două cataifuri, da? Da, bine. Ana, tu ești tristă. E, hai, spune odată. Sunt tristă și gata. Ce s-a întâmplat cu voi? Nimic. Ai spus foarte frumos. Nimic. Dar cu voi s-a întâmplat ceva. Ascultă-ne, Matei. Tudor e chirurg. Își iubește meseria cu pasiune. Pentru el asta este totul. Ei, și? Fiecare om trebuie să-și iubească meseria cu pasiune. Da, dar el e tânăr. Trebuie să muncească, să învețe, ei, să meargă mai departe. Da, și cine îl împiedică? Nu știu. Poate eu. Și nu vreau. Ți-a spus el asta? Unele lucruri le înțelegi fără să ți se spună. Și ce ai de gând să faci?
Să aștept. Cât? Oricât. Ia flori de inimă albastră, Conșel. Să-ți trească anglozoica. 5 lei buchetul. Ce flori îți plac? Anglozoică. Garoafe. Îți mulțumesc, nene Matei. E, lasă asta. Mai bine îi spune că mi-arăți un șantier de-al tău. Acum. E, acum. Altă dată. Mai e timp. Nu, mai bine acum. Bună seara, tovarășeana. Bună seara. Mă rog, frate. Bine ai venit, tovarășeana. Bine te-am găsit. Cum merge? Merge, merge, nicio grijă. Dar cu sănătatea cum o duci? Bine, m-am făcut bine. Bravo. Să te păzi. Spor la treabă. Nea Hristache. Da. Ai grijă la 7. Fisele să fie suple. Las pe noi. Bine. Tovarășeana, e tatăl dumneavoastră? Cam așa ceva. Vino. Ne așteaptă. Cine? Cei care vor veni mâine. Acum unde sunt? Uite-i. Da. Ghici ce va fi aici. Camera copiilor. La ce te gândești? Mă gândeam că Tudor e cam prost. Nu-i prost. Vezi, Ana, Tudor mi-a adus multe bucurii. Mi-a rămas însă dator cu una. Aș vrea să vin într-o zi la mine cu o fată de mână să-mi spună: Nea Matei, îți place, nu-ți place? Asta e. Le-aș fi spus: bine, mă, intrați în casă. Eu mă duc să cumpăr vin, să aduc prietenii. Nea Matei, știi cum ești dumneata? Cum? Așa cum mi-am închipuit. De seară avem colțunași. Îi plac? Foarte mult. Vină la noi. Mâncăm împreună. Nu pot. Ești ocupată? Da. Păcat. Să dai un telefon mai târziu. O să fie acasă. Dacă spui dumneata. Să dai neapărat un telefon. Da. Plouă. Ei, și... Avion s-a rătăcit în ceață. A trebuit să-l aduc jos. Și cum ai făcut? M-a căutat cineva? Da, tante Irina. Era supărată? Nu, plângea. Plouă tare, îi sărăcești. Îmi place să mă plimb când plouă. Singură? Te-a supărat cineva? Nu, nimeni. Pe dumneata? De ce mă întreb? Arăți altfel decât azi dimineață. Mai frumos? Mai trist. Puțin obosit. Să spun drept, în seara asta aș vrea să mă îmbăt. Dar nu prea tare. De ce? N-are importanță. N-a reușit operația? Ba da, a reușit. Îl cheamă Nistor. I-am vorbit despre dumneata. Și ce ai spus? Ce puteam să-i spun? Esențialul. Că ești frumoasă. Și un amănunt, că te cheamă Irina. Nu-i prea puțin? Hei! Inimioară, inimioară. Unde ți-e capul? De ce, Cone? De ce-ți
fără noaptea? Pentru că am nas. Tăticule, doamne, Nea Tudor, de ce nu-s fără? Că doar are și el nas. Ăla nu e un nas serios. Pe care a fost? Adâncă sau întinsă? Întinsă, tăticule, întins. Să-mi aduci aminte mâine să mai cumpărăm câteva. Bine. De ce râzi? Pentru că n-am nas serios. Cine m-a vorbit de rău? Eu. Dacă așa stau lucrurile, o să mă îmbăt de necaz. Mă, tu nu ești prost degeaba. Treci și te spală pe mine. Toată lumea se spală pe mine. Ai făcut bine că mi-ai adus vin. Merit. Apar de porționaș, am făcut un lucru pentru tine. Lasă cum știi. Lasă că-ți povestesc eu la masă. Spune-i că nu-s acasă. Alo, da. Ai făcut bine că ai telefonat așa cum ai promis. O clipă, Ana. Ai vorbit cu ea? Am văzut-o azi la cofetărie în locul tău. Și i-am spus să-ți dea un telefon că ești acasă. Dar dacă nu ești atunci, poftim. Spune-o tu. Ce mi-o tot faci pe gât pe femeia asta? Nu iubesc. Vreau să-i o spui cinstit. De ce te amesteci într-o chestiune care mă privește numai pe mine? Pentru că nu s-a născut pe lume omul care să aibă dreptul să mintă. Spune-i, te rog, că nu ești acasă. Altfel n-am să-ți mai pot vorbi niciodată. Nora. Spune-i tu că Tudor nu e acasă. Mai acasă. Ana, te rog. Alo. Alo. M-am despărțit de Ana pe un pod. Frumos și definitiv. Nu am fantezia necesară unei noi despărțiri în genul tău. De unde știi tu cum mă despart eu de oameni? La urma urmelor i-am salvat viața. Trebuia să mă plătească într-un fel. Mine trimit după lucruri. Bună seara. Bună seara. V-am căutat de câteva ori. Voiam să vă mulțumesc, dar îmi dau seama că e prea puțin. Vă sunt recunoscător. Pentru ce? Pentru Ion. Da, Ion. Mă judeci, nu-i așa? Și Ion. Toată lumea mă judecă. Și are dreptate. Cine? Lumea. N-ar fi trebuit să-l trimit de acasă. Am vrut să fiu singur. Acum sunt. Dumneata ești tânăr, nu știi ce înseamnă asta. Și nici nu-ți doresc să afli. Bună seara. Bună seara. Și încă o dată vă mulțumesc. Ba, Laure. Vino la mine. În pijama. Bună ziua. Bună. Bă, pe mine m-a răzbit frigul, pe tine, nu? Hai. Cinste, hai. Mă, Balaure, ție nu ți-e rușine, mă? N-am vrut să te enervezi. De ce să nu mă enervezi? Unde scrie asta? E foarte bine că mă enervezi. Da, dar poate că o iubește pe Elina, la cine știe. Mă tem că nu iubește pe nimeni. Mă duc acasă. Noroc. Noroc. Nea Balaure, vii cu noi! Joacă Rapidul! Ai obosit? Ioane, vino să-ți arăt ceva. Asta e camera ta. E frumoasă? Da, tată.
Biblioteca îți place? La Kenzino să cumpărăm alcovor. Asta nu-i de noi. Bine, da. O să te simți bine aici, nu? Nu. Unde te duci? Am treabă. Nene Matei, la ce te gândești? Urmează podul. Ai mai fost pe aici? Da, am mai fost. Tot în plimbare? Nu tocmai. Tăcut. Dar de ce au tăcut? Nu puteau să vorbească? N-au vrut să vorbească. Și pentru că asta era datoria lor atunci, au murit tăcând. Au murit ca toate câte sunt să fie. Și undeva peste toate, de pe acoperișul cel mai înalt, tu să privești cerul prin lunetă. Știau despre mine? Știau. Acolo, la 30 de pași. Dar prietenii tăi unde erau? În dreapta ta. Și tu? Tu unde erai de-ai văzut? Eram și eu pe aici. Au tras și în tine? Au tras. Ce erau să fac? Și te-au lovit. La frunte. Și ai căzut aici, pe nisip. Tu erai rănit numai. Te-ai târât în apă și ai înotat. Ai înotat, nu-i așa? Cam așa. Înțeleg, nene Matei. Abia acum înțeleg. Pionier al Republicii Populare Române, mă angajez în fața tovarășilor mei să fiu credincios poporului român și cauzei Partidului Muncitoresc Român, să fiu un luptător dârs, cinstit pentru victoria socialismului. Făgăduiesc să învăț și să mă comport în așa fel, încât să devin un cetățean demn al patriei mele, Republica Populară Română. Să mergem, la 7 am consiliu, nu vreau să întârzi. Acum iar am să rămân singur. Nu-ți place? Nu m-am deprins încă. Acasă, înainte de operațiile grele, îi spuneam lui Neamatei: mâine operez. El mă privea. Ei, și da, ești chirurg. E un caz grav, poate să moară pe masă. Fugi, mă, cum o să moară? Spunea așa de fiecare dată. Cu atâta convingere încât simțeam că nu se poate întâmpla altfel. Și niciodată nu s-a întâmplat altfel. De ce taci? Mai spune-mi ceva. Nu pot să spun nimic amuzant. Mă gândesc la operația de mâine. Tudor, ție ți-e frică? Cum o să-mi fie frică? Prostii.
Spune-mi, pe cine vrei tu să uiți? Fiecare avem câte ceva de uitat. Când ne mai vedem? Nu te supăra, zău. N-are niciun rost. Îți urez mult noroc. Ai obosit? Am 60 de ani. Trebuia să strice liftul ca să-mi dau seama de asta. Bine, dar mâine să-l repare. Și de-l repară, am să am iar 15. Dar tu nu ești bătrân, nu-i așa? Nu sunt prea bătrân. Ce înseamnă prea bătrân? Prea bătrân ești atunci când nu înțelegi pe cei prea tineri. Eu sunt bătrân numai. Despre mine? Era cel mai frumos vis al lor. Nu o să fim mereu împreună, nu-i așa? Vrei ca mult? Nu vreau decât atât. Nu se poate. Așează-te pe scaun. Potrivezi luneta și începem. Tu rămâi acum aici. Mă duc să mă odihnesc. Am așteptat pe Neamatei la uzină. Mai ții minte, Nora? Trebuia să mergem împreună la circ. Nu știam nici eu, nici tu de ce ne-a spus să venim mai devreme. Neamatei, de ce te-ai chemat la spital? Întreabă pe Balaură, că el v-a pus pe drumul atunci când cu aeroportul. Vezi că știi? Ai mirosit-o și pe asta, o popică? Merg și eu cu tine. Dar tu acasă nu poți să stai? Nu. Știai la care spital merg. De ce n-ai telefonat acolo? Nu știam telefonul. Nu știai, nu? Tata, mergem? Mergem, mergem, Nora, mergem. Se grăbește să-l vadă pe Petrin. Cu bine. Vezi ce o să râdem la circ, Nora. Petrecere bună, copii. Nora, să-mi spui și mie cum e la circ. Spune-ne, copii, spune. Ei, tovarășe Georgescu. Dar ce s-a întâmplat? N-ați auzit? Ce s-a avut? Ne-a murit un om pe masă de operație. Ai operat cu Tudor? Era mâna a doua. Nimeni nu-ți reproșează nimic. Afară de mine însumi. Ți-am spus că-i pierdut. Toți au spus. Fiecărui chirurg se poate întâmpla. Dar până acum de ce nu s-a întâmplat? Nu te mai gândi. Trebuie să mergi înainte. Mâine operezi iar. Mi-e frică. Bine, dar operația e ușoară. Mi-e frică. Dar ce-i cu tine, Tudor? E bine că ai venit, nene Matei. N-am venit pentru tine. Unchiule, trebuie să vorbim neapărat. Ce am putea să ne spunem noi doi? Azi când operam... Nene Matei, nu mai am încredere în mine. Știu și asta.
Îți place cum arăt doctorul? Ei, care e situația? Tutunul e de vină. Bănuiam eu. Vă rog să reveniți mâine pentru completarea examenului. Mulțumesc. Bună ziua. Mai poate fi operat? Nu. Zilele sunt numărate. Păcat. Bine, tăticule, ce bine îmi pare că ai venit. Gata, copii, să mergem. Haideți. Tăticule, ce ai făcut la spital? Am avut treabă. Dar ce fel de treabă? Ești supărat? Trece și asta. Te-a supărat, Tudor? La ce te gândești? În seara asta strada e plină de oameni. Nu te așteptai să mă vezi aici. Ba, mă aștept să te văd oriunde. E, care v-a să zic că am început să ne cunoaștem, nu? Stai jos, te rog. Mulțumesc. Nu știam că voi asutați în halul ăsta. Ca noi la locomotivă. Bau! Mulțumesc pentru invitație. N-ai pentru ce. Ei, ba, nu știi pentru ce, da? S-a întâmplat ceva? De unde știi că trebuia să întâmple ceva? Să știi, Carul Mare nu arată chiar așa. Să fii pe terasă. Am să-ți arăt eu. Hei, Irina! Îl aștepți, Victor? Da. Și eu îl aștept. Vine peste 5 minute de la Budapesta.
Ce zici de isprava lui Victor? Ce-a făcut? Cum, nu ți-a spus? Te pomenești că se rușinează. A făcut un zbor de mare răspundere. Unui avion străin îi se defectase radiocompasul. Acum câteva zile. Era ceață și nu putea să aterizeze. Victor a zburat în fața lui la câțiva metri și l-a dus jos. În avion erau 60 de oameni. Ia zice, cu puștiu s-a făcut bine? Da, e bine. La telefon. O clipă, Irina, mă întorc mai decât. Atențiune, atențiune. Din cauza condițiilor atmosferice nefavorabile, avionul cursă Budapesta București întârzi o jumătate de oră. Mulți ani, nene Tudor. E voie? Ah, tu ești, Ioane. Îmi pare bine că ai venit. Păi am să văd ce mai faci. Dar ce s-a întâmplat aici? Poate s-a napădă. Așa e când ești singur. Dar de ce ești singur? Ia Matei bolnav rău? De ce nu-l operezi tu? Am să-l operez. Trebuie. O să mă duc la el și o să-i spun. Nene Matei, mâine operez. Parcă-l aud. Păi și, asta ți-e meseria. E un caz grav. Poate să moară. Fugi, bă. Cum o să moară? Și o să trăiască, Ioane, înțelegi? Trebuie să trăiască. Știi ce? Hai să împachetăm. Mergem acasă. E anul nou. Nu pot. Încă nu pot. Îți mai aduce aminte cum ne-am cunoscut noi doi? Sigur. Era în florărie cu tanti Ana și râdeați amândoi. Mi-a plăcut. Uite, și eu mă cer cu Nora, dar ne împăcăm repede. Când n-am dreptate, îi cer iertare. Și ea face la fel. Voi de ce nu faceți așa? Cu oamenii mari e mai complicat. Nu-i deloc mai complicat. Vrei să mă ajuți? Vreau. Nene Tudor, știi ce? Să facem o cerere la Ilele. Să ne facă o casă mare. Mare de tot. Cât un oraș. Să ne mutăm cu toți acolo. Și nea Matei, și tu, și tanti Ana, și nea Victor, și tanti Irina, și nea Balaurul, și toți care vor. Să vezi ce bine o să fie. O să facem ea. Urci la etajul 2, apartamentul 9. Ce să-i spun? Spune că am fumat mult. Că nu am învățat să-mi fac nodul la cravat. Și că nici până azi nu mi-a cumpărat buton de manșetă. Nene Tudor, dar astea nu sunt lucruri serioase. Nici nu știi ce importante sunt. Să știi că asta nu-i de ajuns. Am să rog eu să te ierte. Hai să mergem. Ce ți-a spus? Am vorbit cu altcineva. Ea a plecat.
N-ai întrebat de adresă? Nu știe. Am să o caut. S-o cauzi, nene Tudor. S-o cauzi neapărat. Nu se poate să n-o găsești. Ce faci? Ce vrei să faci? Dă-i bani! Ia asta! Ia ține! Ia ține! Ia stai așa! Ia de nou! Dă-i bani! Stai! N-ai văzut cum a scos nefetul o minge de fotbal de buzunar? Ai, bă, la fotbal? Păi la rapid, pe el, balauri, că avem nevoie mare, mare nevoie. Nefetul, cum ai făcut? Foarte simplu. Uite așa. Ale! Tripta, era bună tripta. Tripta. Tăticule. Da. Eu trebuie să plec. Bine, băiat. Bine. Du-te. La mulți ani, nene. Când a spus că mi-e somn și că mă duc să mă culc, Nea Matei a început să râdă. S-a ridicat de pe scaun și m-a condus. N-a observat nimeni când am plecat. Acolo, afară, mi-a spus ceva. Nu mai știu ce, dar știu că era ceva foarte frumos. Mă uitam la el. Din club se auzea muzica. N-am știut că atunci îl văd pentru ultima oară. N-aveam de unde să știu. Și dacă aș fi știut, la plecare, mi-aduc bine aminte. Mi-a făcut semn cu mâna ca atunci, la gară, când a plecat trenul. Dar eu nu m-am dus să mă culc. Numai tata știa adevărul. Voiam să-l aduc și pe Tudor la club, să facem revelionul cu toții. Știam că Nea Matei se bucure mult. Așa de mult că Tudor nici nu o să aibă timp să-i ceară iertare. M-am gândit prea târziu la asta. Tudor nu s-a mai întâlnit cu Nea Matei. Nu știu cum s-a întâmplat. Când îl întrebe nenea Balauru, tace și se uită în sus, încruntat, ca și când ar privi în soare. Când îl întrebe tata, tace și el. Toți tac când îi întreb. Tac pentru că nimeni nu știe cum s-a întâmplat. L-am întrebat și pe Victor și el mi-a spus: vino cu mine. Atunci am zburat pentru prima oară. Sus. Ce mari sunt stelele! Nu sunt stele, sunt luminile pământului.